Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție specială de Agricultura la Raport, de aici, de la Indagra, de la Romexpo, de la cel mai mare eveniment dedicat agriculturii din România. Iată că ne revedem iarăși cu dumneavoastră, e o plăcere, e o bucurie pentru mine să știu că sunteți în fața televizoarelor, că ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook AgroTV, pentru că alături de mine de fiecare dată vin oameni importanți pentru acest sector, excepție nu face nici ziua de astăzi. Am alături de mine trei fermieri importanți pentru România, trei fermieri care reușesc să facă performanță, vin din sectoare diferite, dar cu toate astea au reușit să răzbată acest drum, care nu e simplu, e anevoios, cred că știți mai bine decât mine lucrul ăsta, sunt convins că veți afla soluții, poate la care nu vă gândiți, de asemenea, invitații mei își vor spune și ofurile, problemele pe care le au, pentru că în agricultură sunt multe probleme. Sperăm că aceste probleme vor dispărea încet, încet sau vom avea din ce în ce mai puține astfel de probleme. Dați-mi voie să vi-i și prezint și totodată vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt alături de mine și implicit de dumneavoastră. Și o să încep cu domnul Ionuț Olteanu. Bună ziua, de data asta nu mai spunem bună seara pentru că suntem în plină zi aici. Bună ziua, salutăm dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și invităm pe toți cu mic, cu mare la Indagra. Este o zi frumoasă, cu soare și vă așteptăm cu drag. Îl salut de asemenea și pe domnul Gheorghe Albu. Bună ziua, domnule Albu. Bună ziua, Ovidiu. Bună ziua tuturor telespectatorilor postului pe care îl reprezint și mă simt onorat că astăzi, într-o zi festivă, Indagra, una din zilele în care se desfășoară Târgul Internațional Indagra, să fiu aici prezent în studioul tău. Mulțumesc tare mult pentru prezență. De asemenea, îl salut și mulțumesc pentru faptul că este aici și pe domnul Nicu Cioranu. Bună ziua și dumneavoastră, domnule Cioranu. Bună ziua și bine v-am găsit cu această mare ocazie, aș spune eu, acest târg foarte mare, foarte important pentru agricultori, cu părerea de rău, cu lipsa de animale în interior. E foarte adevărat, cred că ușor, ușor ar trebui să ne obișnuim cu ideea asta. Din păcate, târgurile noastre, evenimentele astea importante sunt nedreptățite pentru faptul că nu au parte de animale, nu au parte de crescători. Crescătorii pot veni aici să discute, să socializeze, să vadă ce se întâmplă în celelalte domenii, dar sectorul ăsta zootehnic este văduvit de prezența animalelor. Vreau să le spun celor de acasă că alături de mine la această oră sunt fermieri din diferite zone ale României. Dacă domnul Cioranu reprezintă zona de vest, zona Aradului, domnul Albu vine din Dobrogea, iar domnul Olteanu de aici din sud. Pentru început, haideți să le spunem oamenilor câteva lucruri legate de Indagra, cum găsiți dumneavoastră ediția asta din 2019 și totodată să-mi spuneți dacă doriți să achiziționați anumite produse, anumite utilaje, dacă ați făcut ceva pași în sensul ăsta. Și dacă e o perioadă bună în același timp, că de dorit sunt convins că v-ați dori, numai să vă permită și bugetul. Da, bineînțeles că ne dorim de fiecare dată să achiziționăm câte ceva, să fim la punct cu tehnologiile moderne, dar anul acesta suntem puțin mai temperați, deși ne-am dorit să mai achiziționăm câte ceva, cred că anul ăsta vom lua o mică pauză în achiziții. Dar ne informăm, vedem ce mai este nou pe piață și probabil de la anul vom începe din nou să achiziționăm utilaje și mașini. Ferma noastră este o fermă destul de dotată, sunt peste 16 milioane de euro echipamente, mașini, tractoare și tot felul de utilaje care apasă foarte, foarte, foarte greu pe umerii noștri. Și de asta spuneam că o să fim mai cumpătați. Dar pe măsură ce se termină leasingurile, probabil parcul va trebui reînnoit. Domnul Albu, dumneavoastră aveți și stand aici la Indagra. Sunteți și în calitatea dumneavoastră de fermier, pentru că sunteți un fermier important pentru România. Lucrați atât în sectorul vegetal, aveți și o fermă de creștere a oilor, aveți și viță de vie, faceți și viticultură.
Da, într-adevăr, așa cum spunea și colegul din platou, marea majoritate a fermierilor, între care și eu, sunt puțin rezervat în a achiziționa anumite echipamente și utilaje agricole. Nu că n-am fi avut nevoie, dar anul agricol care l-am încheiat a fost un an mai dificil din punct de vedere și al producțiilor, dar mai ales din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar. Dar chiar cu câtă sărăcie este, parcă totuși am mai achiziționat ceva, pentru că într-o fermă tot timpul este nevoie de câte un utilaj nou, de câte un echipament nou, motiv pentru care astăzi angajații fermei pe care o reprezint sunt cu toții prezenți la târg, urmează să treacă în revistă toate ofertele specifice activității noastre, din ferma noastră, urmând ca după aceea să avem o discuție, să zicem așa, un fel de comitet al nostru și să luăm o decizie cam ce ar trebui cu întâietate să achiziționăm, pentru că este nevoie încă în ferme de foarte multe echipamente și utilaje agricole. Domnul Cioran, dumneavoastră ați venit numai să vedeți târgul sau vă gândiți să și cumpărați câte ceva? Sau poate că ați făcut-o deja? Nu, am venit să vedem noutăți apărute pentru sectorul nostru și plec de aici cu o impresie foarte bună datorită faptului că, începând de la garduri electrice de care fermierii noștri au nevoie, până la mașini de tuns, până la chiar instalații de muls automate, mobile, aproape toată gama din sector, fel și fel de instalații, se găsesc aici, plus păreri care se pot schimba între fermierii noștri și acești producători de utilaje și de instalații necesare, repet, pentru sectorul nostru ovin. Sunt convins că ați avea multe de achiziționat, multe lucruri vă doriți să cumpărați, dar ideea e următoarea. Dacă și puteți, finanțarea cred că e partea cea mai dureroasă în momentul ăsta, pentru că anul care a trecut n-a fost foarte bun pentru cei mai mulți fermieri. Ne-a ajutat Dumnezeu, am primit ceva ploi spre finalul anului agricol, dar au mai fost salvate niște culturi, dar n-a fost un an simplu. Cum se întrevede anul ăsta 2019-2020? Au fost ceva precipitații, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Cred că și la dumneavoastră în zona de sud, cred că în zona Dobrogei iarăși au fost ploi binevenite. Cel puțin eu am discutat cu anumiți fermieri din anumite zone ale Dobrogei. Unii erau mulțumiți, încântați, alții spuneau, domne, pe noi ne-a ocolit ploaia și anul ăsta și nu-i deloc bine. Probabil că în zona Aradului lucrurile stau asemănător. Ovidiu, aș vrea să spun că spre deosebire de toamna anului trecut, în această toamnă, condițiile de lucru și mai ales condițiile pentru înființarea culturilor din toamnă au fost cu totul altele. Și pot să spun, au fost unele bune către niște condiții bune. La microfon, domnul Albu, că să la ora actuală, în zona în care lucrez eu, dar am văzut așa și pe autostradă când veneam către București, marea majoritate a culturilor însămânțate în această toamnă, rapiță, ors și grâu, ele sunt deja răsărite, multe dintre ele sunt chiar în fază de înfrățire. Asta ne dă nouă producătorilor agricoli o speranță că va fi probabil un an mult mai bun decât anul care a trecut și probabil optimismul ăsta ne face să ne ducem repede la bancă și să mai împrumutăm ceva bani în așa fel încât să putem achiziționa echipamente, utilaje agricole și nu numai. Mai ales că marea majoritate a fermelor
fermelor mijlocii și mari nu lucrează cu bani, cum se spune popular, de la saltea sau de sub saltea, ci lucrează cu bani din împrumuturi bancare, dar el să aibă garanția că poate achita împrumutul acordat. Eu sunt optimist că anul care va urma va fi un an mult mai bun decât anul care a trecut și ca atare și prezența mea și a colegilor mei, mecanizatori agricoli, șef de fermă la acest târg, ne responsabilizează de a lua decizii în așa fel încât să profităm de acest târg și acolo unde ne convin și avem nevoie de anumite echipamente și utilaje agricole, să le contractăm și să le avem în fermă atunci când avem nevoie de ele. Ați primit ploi? Ploi suficiente? Apă suficientă în sol? Da, am avut 22 de litri acum 3 săptămâni și zilele trecute a coincis cu deschiderea Indagrei și de obicei când se deschide Indagra vin și ploile, asta ca să fericească un pic agricultorii și să-i facă să cumpere, bineînțeles, că atunci când plouă, parcă așa cum spunea domn președinte, parcă îți vine să te mai duci la bancă să mai contactezi un credit. Și dacă nu te duci tu, vine banca la tine, că am văzut că a plouat. Da. Deja ne-am întâlnit cu bancherii în cadrul expoziției și erau și ei mai zâmbitori și ne întrebau dacă mai avem nevoie de câte ceva. Da, ne-a ajutat Dumnezeu pentru că după 3 luni de secetă cruntă, n-am avut strop de apă în ultimile 3 luni, am avut aceste două ploicele care au permis atât grâului și rapiței să răsară. Mai mult decât atât, am reușit să facem și ierbicidarea la rapiță și de asemenea ierbicidarea din toamna grâului și vorbeam cu domnul președinte, dânsul nu are probleme în fermă pentru că lucrează de 25 de ani și cu siguranță lucrează temeinic terenul dânsului, dar noi lucrând mai de acum 8 ani practic terenul, încă mai avem grade îmburienare și atunci recomand ierbicidarea aceasta de toamnă tuturor fermierilor, mai ales în condițiile în care au probleme cu burienile efemere. Deci să-i mulțumim lui Dumnezeu că a venit ploicica aceasta, suntem ceva mai optimiști și chiar dacă eu personal, eu care sunt un cumpărător incurabil și cumpăr foarte multe echipamente, anul acesta, chiar dacă eu nu vreau să cumpăr, oamenii mei, directorii mei, este pentru prima oară când vin ei să-și propună să cumpere câte ceva. Ne dorim a cincea autopropulsată și probabil o vom achiziționa. Domnul Cioran, cum a fost vremea pentru sectorul dumneavoastră în zona aia de vest? Aveți pășuni mănoase? Ce pot să vă spun, zona de vest anul acesta mi se pare că a fost mult mai bună referitor la ploi. Deci noi chiar acum o lună și ceva ne-a dat Dumnezeu o ploaie de vreo 45 de litri cu vreo 3 săptămâni înainte, din nou două ploaie așa la 17-18 litri fiecare. Deci în schimb în alte zone a fost foarte critic pentru creșterea ovinilor. În zonele de dealuri mai ales s-a uscat foarte mult, foarte mult, și anume cei din zonele de dealuri, crescătorii de ovine, au fost nevoiți să urce la munte în ultima perioadă, septembrie-octombrie, când de datina noastră era să coboare de la munte în acea perioadă. Dar pentru noi ca și sector nu avem atâtea, a zice, pretenții, că ne descurcăm în orice situație, mai ușoară, mai grea, ne descurcăm. Pe noi ne omoară sectorul pieței, vânzările și altele. Bun, vreau să ajungem oricum și la subiectul ăsta, pentru că e un subiect care e la fel de important pentru toată lumea, piața de desfacere. E un subiect care vă interesează în mod direct. Știu că domnul Albu la un moment dat se gândea să vândă efectivul de oi. Ce s-a întâmplat între timp?
ați renunțat la gândul ăsta, ați renunțat la animale. Acum un an când ne vedeam îmi spuneați că aveați 5.000 de capete și că dacă găsiți un cumpărător le dați în secunda următoare. Ovidiu, în continuare am același efectiv de oi, poate și mai mare. Și de ce nu le-am dat? Pentru că n-am găsit cumpărător. Așa, domnul Cioranu, cred că este cel mai în măsură să fie de acord cu mine. La ora actuală, sectorul de creștere a ovinelor este unul chiar, pot să vă spun așa, deficitar, mai ales în ceea ce privește veniturile sau profitul din acest sector. Lâna n-are preț, laptele n-avem ciobani și chiar dacă avem, n-avem, sau dacă îl valorificăm undeva, îl valorificăm la un preț foarte scăzut. Carnea sau de miel este deja un monopol pentru că sunt doar câteva firme care achiziționează și fac export de berbecuți, ajunsese chiar și la 5 lei, 6 lei kilogramul de carne de berbecuți în viu. Motiv pentru care pot să vă spun așa, iubesc oile, iubesc acest sector, nu mă îndur să-l lichidez. Din profitul care îl obțin din celelalte activități, acopăr pierderea din sectorul de creștere a ovinelor. Dar undeva, eu având și o fermă vegetală destul de mare, de aproximativ 6.000 de hectare teren agricol, sectorul de creștere a ovinelor mă ajută într-un sens, mi-asigură gunoiul de grajd pentru acele suprafețe unde se impune ca să facem o fertilizare organică. În rest, alte beneficii de la oi nu am, dar credeți-mă că atât de mult țin la acest sector, motiv pentru care chiar starea de întreținere a acestor ovine este una excepțională. Ce este, de exemplu, eu aici la târg nu mai sunt cu un stand de ovine, cum era altă dată, pentru că am înțeles că nu mai există sectorul ăsta de animale, dar în schimb sunt cu un stand de promovare a vinului, pentru că în afară de activitățile pe care le-am enumerat, am și o plantație viticolă de aproximativ 250 de hectare și o cramă cu o capacitate de aproape 2 milioane de litri. Și aici este o problemă cu desfacerea vinului. Nu că, cum să vă spun eu, n-ar fi bun vinul, dar pentru că nu există o cultură a consumului de vin, mai ales la români. Motiv pentru care ne implicăm în anumite activități pe care le facem și anumite acțiuni în așa fel încât să promovăm consumul ponderat de vin, mai ales că vinul, el este aliment până la 1-2 pahare, el este alcool după 1-2 pahare, dar totodată vinul consumat, ponderat, aduce beneficii organismului uman datorită substanțelor pe care le conține și mai ales acelei substanțe antioxidante, resveratrol. Prezența noastră aici la târg este să facem acțiuni de genul acesta, să-i convingem pe români să consume ponderat vin. Și atunci nu vom avea nici noi probleme cu valorificarea producției de vin. Apropo de consum, în urmă cu 2 ani de zile, ministru Petre Daia declanșa o campanie Alege Oaia. Eu v-aș întreba la modul următor, ce s-a ales de această campanie Alege Oaia? Cât de bună a fost ea pentru crescătorii de ovine? Dacă a produs rezultatul scontat, dacă viitorul ministru ar trebui să continue acest program, pentru că s-a vorbit despre creșterea consumului de carne de oaie, s-a vorbit în același timp și despre un sprijin pentru kilogramul de lână pentru cei care creșteți oi. Inițial era 1 leu, după aia se ajunsese la 2 lei. Vă întreb pe dumneavoastră ca și crescători de animale și după aia o să vorbim și cu domnul Olteanu, pentru că dumnealui e și crescător de suine, ajungem și la domeniul ăsta. Da, haideți să-mi răspundeți dacă
Dumneavoastră credeți că e oportun să se continue acest program, domnul Cioran? Ați amintit de două programe, domnul Ovidiu. Unu, alege oaia, altul, acel sprijin pentru kilogramul de lână. Haideți să începem cu al doilea, zice eu, că sunt mai multe, sunt mai puține explicații și lămuriri mai aproape. Deci acel ajutor pe kilogramul de lână a fost total, cum să vă spun, prost. De ce? Fermierii noștri au ajuns să plătească achizitorilor, intermediarilor, să vină să le ia lâna și să le elibereze documentele pentru subvenție. Este strigător la cer. Deci, este un program bun, toată lumea, mă gândesc că toată lumea cine a gândit acest program s-a așteptat la efectul opus. Din contră, neavând cerință pentru lână, s-a ajuns în situații, deci, care nu vrem să ni le aducem aminte. Deci să-i plătești la un om, la un intermediar care ducea lâna la un centru să vină să-ți o ia, și atunci în cazul că îți venea și îți lua lâna, o lua numai în bătaie de joc și pentru acele documente, știind că nouă ne dă statul român un ajutor de anul trecut un leu și anul ăsta 2 lei, deci, repet, a fost total neașteptat efectul ajutorului. Referitor la programul Alege Oaia, eu personal aș zice că mai mult decât le aduce aminte românilor că și carnea de oaie este bună și sănătoasă și să le aducem aminte că ar putea să o consume, din nou alt efect nu a avut. Buzunarul dumneavoastră s-a simțit un plus? Au început românii să consume mai multă carne de oaie? Adică ați vândut mai mult? Consumul intern nu. Dar pentru consumul intern era programul, da. Cei de afară, deci, aleg singuri. Pe consumul intern nu. Dar am avut noroc în acest an că în urma redeschiderii, poate eu de multe ori în emisiune la noastră am amintit și am insistat cu ocazia apariției la postul noastră către Autoritatea Sanitar-Veterinară și către Ministerul Agriculturii să insistăm să negociem condiții sanitar-veterinare de schimb cu cât mai multe țări arabe. Haideți să vă spun că un efect direct, deci nu direct, a avut deschiderea a două țări. Una, Arabia Saudită, și doi, țările Golfului. Și vă aduceți aminte cu acel transport foarte, foarte, foarte discutat. Și deci, anul acesta, datorită deschiderii, negocierii condițiilor cu aceste două țări, noi fermieri am vândut mielul undeva la un leu, un leu 50, mai mult decât anul trecut, în sezonul sărbătorilor musulmane. Și, din nou, acum, oferta noastră este depășită de cerere. Acum, când vorbim. Deci, ce se întâmplă? Nu mi-aș dori, mă gândesc că din două condiții. Una aș îmbrățișa-o, una m-ar întrista să fie aceeași. Care sunt astea? Unu, cerința este mare datorită deschiderii celor două țări, dar vin și alte curente din teritoriu și de la exportatorii noștri care spun că a scăzut extraordinar de mult și ei vehiculează un procent de 30% de efectivul matcă din România. De asta m-ar întrista tare să fie adevărată. M-aș bucura ca prima condiție, deschiderea celor două țări, să fie cauza creșterii prețului la miel în România. Și ne bucurăm. De ce? În toți anii dinainte, de la
de la Limba Albastră încoace, de la Bluton, am mers numai târâși grăpiși. Animalele îngrășate sau au ajuns să suprapună producția anului următor și în situația asta și anul următor a plecat cu stângul. Dar în acest an, acum când vorbim, cererea este mai mare decât oferta și ne punem speranțe că începutul anului 2020 va pleca din nou cu dreptul în piața crescătorilor de ovine. Bun, îmi fac semn colegii din regie că trebuie să luăm câteva minute de publicitate. După o scurtă pauză comercială vom reveni aici la Romexpo, la Indagra.